Salutare dragi tovară și bine ați dat click la un nou videoclip M-ați zăpăt și pe Instagram, mi-ați dat mesaje peste tot Pe Insta, pe Discord, mă mir că nu mi-ați trimis și porumbei voiajori Că a reacționat Zapi la videoclipul meu cu chestii despre roaceri Așadar, mi-a lăsat careva, mă rog, mai mulți mi-ați lăsat link și mi-ați scris pe Instagram și peste tot Ia să vedem ce zice Nentu Zapi despre mine Știu că, asta ca o mică paranteză înainte să-i dăm drumul a zis ceva de genul că purta un tricou cu formație, a venit unul, i-a cerut un foc și la toți nu dă vorbă ce prea e de piesa aia, aia și lasă lasă păci de cap. Și chiar sunt curios că o să zic că dă a șaptea sau opta chestie despre pe care am spus. Cam pe aici văd că, uite, deja mă văd aici, am derulat un pic. Hai să vedem. Reacționez la Zapi că reacționează la pletosul. Minunat. Bă, dacă tot am vorbit de apocalipsă, tot îmi ziceați să mui la top 8. Am văzut clipul ăla. Zice că... Vre la ce vreți să ne uităm, La 8 dăți când sfârșitul lumii nu au venit? Că mai am, mai am aici un coteș și vreau să-l mâncă, mi-e foame. Sau racă. 10 mituri despre roceri. Hai să văd ce scrie lumea. Ah, și mi a, și mi-a mai zis careva, că a scris careva comentarii, și că bă, ce s-a schimbat Călinaciu. Bă, nu sunt hater, dar o să zic atât. Diferența dintre mine și Călinaciu e că eu, la vârsta aia în care fierbeau hormoni în mine, nu am întors spatele comunității pentru o bagaboantă. Acum, hai să continuăm. Da? Ne uităm la da? Ne uităm la da. Hai, hai o dată, da aici, eu nu vreau să... Roacher, Roacher. 10 mituri, 10 mituri. Bă, băcar dacă ăștia de au zis, uite-te bă la clipul ăsta, ar fi dat și subscribe, vai ce bine era. Mai făceam și o bandă, o franzelă. Hai eventual. O video 666. Salut la, bă, la fix! Bă, la fix! 666 mituri despre roaceri. Am și arătat așa manocornut-o, cum zicea un popă. Sunt curios dacă o să zică ceva de wallpaper-ul meu Care rockerilor și bine ați venit nou videoclip Astăzi vom... E de bine, poate îmi dă și like ...zbate cele mai populare stereotipuri sau mituri despre rockeri, rockeri, pletoși Oameni ce ascultă melodii de alea cu da din cap și urlat sau etc, cu cum ni se spune nouă Celor care ne place muzica mai agresivă o întrebare, care este stereotipurile voastre despre rocker? Chiar sunt curios. Stereotipul e. meu e că rockerii s-au să se cace, nu să se șteargă la cur. Eu mă și spăl, te rog frumos. A vostru? Și da, sunt... Aoleu, ce a scris asta aici? Bine că nu se vede. A, stai. A uitat să scoși cel asta cu... Da, minunat. Hai să nu se mai vadă asta. Mi-a rămas toată Mă rog, nu contează. Mi-a rămas overlay de la live-uri. Proaspăt spălat, primul midi Că put, Îl știu pe o video asta. Face GTA, San Andreas, mituri, legend. Eu nu fac mituri și legende. ăla ai pope. <laughs> mă, nu se avut... spală. Puci goi. Să vă zic. Eu am întâlnit rockeri. Alcoolici? Bă, ăsta are ce are cu nazi. Eu știu, racer comuniști, îmi pare rău. Tipi. Fiți atenți rocker tipi, că-s naziștăți. Nu sunt, mă, naziștăți, mă, nu-s nici sataniștăți. Bă, eu, deci fiți atenți, bă, eu am cunoscut... Roace bolăi și despre asta am vorbit. Rockeri. Care erau mai creștini decât... Popa. Uite, am văzut unul că bea a pus turnurile. ca a fost 11 septembrie când am filmat. Pocăiții, mă, sunt bapula. Aveau mai multă credință în Dumnezeu decât pocăiții. Ok, și asta am menționat în video. E bine, deci am acoperit mai multe stereotipuri despre roaceri. Operați. Asta e, mă, popa. Așa. S-a ai 5 ani. A, îl știu pe ăsta, pe Pauli. Salut, Pauli. am cunoscut roceri care aveau părul mai aranjat și mai spălat ca unele tipe pe care le-am cunoscut. Da. Băia bun, Zapi. Toți arată ca Jeff Hardy. N-arăt ca Jeff Și nici nu mă droghez ca Jeff Hardy. Fostul meu era rocker și da se spăla zilnic. Mă, ce pula mea cu cottage cheese ăsta, mă? n fiți atenți. Unde-i cottage cheese? Nu numai cum îi. Zici că mănânc brânză făgăraș. Unde mi Unde mi Bă, nu mă interesează că mănânci brânză. B vrei să miroasă a brânză iaurt? Uită-te la Digi. asta de brânză n-are un bun. E numai cheese. Nu m A răspuns. Așa, hai, hai să vedem aici ce aici e clipul meu. Așadar, voi lua din răspunsurile voastre de pe Instagram, v-am lăsat un story în care... Ce? L-am văzut pe ăsta, mă, A, a l-am blocat? Da, ce cântă. O să-l blochez, că m am întrebat ce cântă, ce dracu. Are prosop pe spate, păi dacă abia m-am spălat. Care să-mi scrieți ce stereotipuri despre rocker știți voi, dar în afară de faptul că sunt sataniști, nu se spală și poartă doar negru. Major... Păi că am pus adevărate toate trei. Păi. a fixat asta ați scris. Deci v-am zis, în afară de cele. <gătă -i> în afară de. L-am făcut să de e bine, e și bine clip până acum Hai, atât s-a putut Dar, sunt vreo 7, 8, 10, nu știu câte sunt Le-am trecut acum un not pe, dar nu știu să număr Că nu știu mai că, uite-l pe asta, cu s-a schimbat călinaccio. Hai să le dezbatem pe fiecare în parte Bro, astea sunt gemene Acum a observat și el Oh God că, Ce de, de și măsură și Acum și-a dat seama S-a schimbat cu aia Acum la voi și pe și la buf din râsul. Comunitatea de roaceri pletoși din România. Așadar să începem cu cel mai popular mit despre roacheri și anume faptul că roacherii sunt nespălați, put, nu se spală, sunt jegoși și așa mai departe. După cum vedeți eu am părut. Special m-am spălat pentru videoclipul ăsta ca să apă. Mă nu știu ce să zic dacă e ud cu apă sau ud cu o caserolă de untură. Chiar. Ulei de la bunica ars. E foarte... Exact, Cinnamon, depinde de caz, e foarte interpretabil aici, eu de exemplu nu pot să-mi dau seama, nu pot să-mi dau seama dacă chiar e ud cu apă sau ud cu grăsime. Adevărul e că da, bă, dădeam cu grăsime înainte să filmez un video despre faptul că roacerii nu... Chiar se spală. ...păr uh, drepturile roacilor și să vă păcălesc că noi chiar facem baie, dar eu de fapt mă spăl numai și numai când trebuie să filmez cât un videoclip din ăsta mai special, blumesc. <laughs> Te-am ema, fraiere este absolut fals. Roacerii se spală, dacă roacerii nu se spălau, poroba... Bă, mă, și de câte ori a scris, bă, că... M-a întrebat dacă cât și-am dat bani. Probabil că am fi chelit cu toții sau ne storceam părul și umpleam o tigaie de ulei ca să ne facem cartofi prăjiți. Fac pariu pe cât vreți voi, mergem în mijloacele transpore comun și întrebăm toți împuțiții de acolo. Sau mergem prin toate cartiere, nașpa, ghetouri, puia și așa mai departe. -aș. Mergem pe acolo, întrebăm oamenii sau întrebăm oamenii străzii. Nici 5% din cei pe care i-am întrebat noi într-o zi întreagă, că sunt împuțiți din autobuze, că sunt oamenii străzii sau cei care locuiesc în ghetouri sau n-au apă caldă, situație comună în Bucureștiul ăsta, eu am, he, -he vă fac în ciudă. Deci da, întrebăm Vezi mă soluția să iau urtul păras. Om pe stradă, câți oameni împuțiți de pe stradă vreți voi, ne spălați și așa mai departe. Nici 10% nu vor spune că sunt rocker, maxim poate să fie auzit de metalică sau ceva. Fac pariu pe... Poate zicea cu ceva de aragazul ăla. -a prins, cred că s-a prins de faza cu aragazul. Bă! Rocker se pronunță rocker, nu roace. Du-te! Du-te! Nu mai spune! Nu cred Serios? așa ceva! Serios, că rocker se zice rocker, nu rocer! Roger ăsta a încercat să facă o glumă. Ce glumă am făcut? S-a prins de faza cu Aragazul sau... Nu cred că s-a prins asta de faza cu Aragazul. Sau poate s-a prins cine fie. Cine știe. Wow, cine ar fi crezut? Îmi place orgaia aia sau... Ce-o fi? Put. Ar fi de fapt că să fie doar o masă. Ne Neplimbat în oraș. Bă, la emoji. Cine pula mea te întrebat? <laughs> Corect. asta merge să o spun. Când mai dau de unul cu un coment am pulea, îi zic, bă, da, te întrebă careva. Bine, chestia asta mai auzit -o. Da, am auzit-o. Da, a zis-o fix când trebuia. Și doi, îs rocker care put. <laughs> da, da, da. Și eu când transpir put. Și tu când transpir puți. Și tu când transpir. De fapt, fantomele nu transpiră. Îs rocker care put. Am un că nu te sput. Eu chiar sunt curios de unde a pornit chestia asta crocări put, mă. Parcă vă... Bă, și la fix vine aia cu... I-am zis eu de comune și bag aia cu reclama la ciocolată. Că a fost Dar... ceva chestie făcută în vremea lui Ceaușescu. Exact, să, exact. Uh, ăsta ca să îi denigreze pe rocker, pe pletoș, din vremea aia. Hmm. Nu știu. Hai mă, dai play ce vreți voi. Deci mitul că roacherii sunt nespălați sau jegoși este fals. Probabil că este un mit după vremea împușcatului pentru că na, altă societate pe atunci e după, cred că acest mit e la fel de vechi ca și replica Exact același lucru l-am zis și eu. ți Mitile bolnave gândesc la fel. Partidul te vrea tuns. Partidul te vrea tuns, hmm. Dacă și partidul te vrea tuns la păr, partidul te voia tuns și la coaie? O întrebare, o întrebare foarte, foarte bună. Mă duc să întreb o babă de pe stradă, că am de... Ce de pe stradă, bă? Mă duc acum până la vecii, dar și o întreb, că am numai în blocul ăsta. Preferat să fi fost băgat în anii 80 într-o dubă din aia la securității și să-mi fi făcut o freză la uțe. bă, dar eu n-aș lăsa, băul un securist să mă tundă la ouă. Poate mai e și beat și mă castrează. Sau, în cel mai bun caz, doar îmi face o circumcizie. Am simțit odată un miros de transpirație combinat cu versace la un manelist. Părerea lui. Păi au o gură de iaurt. Cred că nici tu nu miroși mai bine. Eu miros cel mai rău. Uh, stereotip este că rockerii sunt sataniști. asta introul intro de la Satana Cartoon Exact de... Eu sunt Satana <laughs> Hai bă că știe om de cultură zopii Rip Rip? Rip. Exact, uite, știe, știe Era intro-ul lui, lui Codrin făcut de, de Dani Penet. Bravo! <applause> Holy shit Pe Crec ce l-am pus? Îl într locuiesc într-o garsonieră care are destul de multe icoane și nu mă deranjează cu absolut nimic Eu nu am din astea să întorc chicoanele sau crucile prin casă pe unde stau, sunt botezat, majoritatea cântăreților de rock și metal și chitarii și vocale și toboșari sunt și ei botezați, în creștini și cred în Dumnezeu și în piese îl menționează, menționează, existența. Există formații de rock creștin de existență. Bă, ăsta are ceva cu... Sunt Care-i faza, bă, că rockeri sunt Pictori și că nu te leg. A, uite și pe Pingu, te salut Pingule. Transformers în București, da? Unul dintre cele mai bune clipuri de la Dani. De exemplu, astea de aici fac parte din categoria de rock creștin, inclusiv Cargovița de Vie, Vang, Iris. Sunt multe formații. Alternosfera rock. care cântă despre pis de pierdute. Alternosfera n ascult. Pare rău. Sunt foarte multe, da. Ei, faptul că video 666 o trebuie să fac un videoclip un mesaj de interes public, uh, denotă faptul că el este un unul dintre puținii rocker ok. Pentru că. Ce bă! Eu să fiu ok, eu să fiu ok, pașa actor bun sunt, lasă-o drecu de treabă. Mai vin după aia alții și zic, a, dar pe eu nu scatine, eu ascult rock și sunt satanist, uh, uh, uite-te la mine ce special sunt, ascult un subgen de rock pe care l ascultă încă 10 persoane, sunt satanist, pe care am menționat o și asta în videoclip, nu vine să cred. Bă, deci eu în videoclip am menționat tot ce trebuie. O să fie un video cam lung, că văd că e doar la 3 minute din 22. Nici nu mai știu cât de lung era videoclipul. Deja am 13. Bă, o să fie cam lung clipul ăsta, dar nu vă deranjează. Nu mai fac live în seara asta, îmi bat picioarele. Și mai bine că nu fac live cu reacția, că eram atent și la chat de la voi și nu mai terminam deloc. Îmi tai venele, huh, huh, ce special sunt. Who cares? Îmi fac o întrebare! Chiar și... Phoenix, Dumnezeu să-l ierte pe Nicu Covaci. Sunt formații rock și nu cred că ar spune careva că cei care sunt membri ai, ai ale acestor formații sau le ascultă melodiile, -ar arată a sataniști. Ce veți voi din aia? dictați pe față cu sânge fals sau care dau foc la biserici sunt cazuri rare și în principal sunt doar idioți care... Păi eu nu înțeleg asta cu arată ca justițiarul, ce legătură aveau cu justițiarul? Că la che chel aproape, la se de în cap! Ar da foc la o biserică, a cu bune. Trebuie să fii un pic idiot sau extremist să dai foc la o biserică sau să mergi cu bomba. Bine, ea care se duc cu bomba sau cu vesta exploziv, cu explozibil, cu TNT-ul de pe Minecraft, ăia nici măcar nu sunt rocker, n-ascultă rock. Ăia le bubui. nu doar că le dau foc, dar oricum. Foarte. mele proaste se pare că îi fac și pe alții să râdă, vai nu vine să cred. cazurile de, care... Și acum da, 9-11, bravo, v-ați dat seama. 11 septembrie când am filmat, eu chiar l-am pus pentru membrii atunci. Dau foc la biserici de cele mai multe ori iau foc singure de la scurt circuit, nu că le dau rockerii foc. Și al treilea cel mai popular stereotip pe care v-am rugat Sunt să nu puneți, să nu mi-l lăsați în comentarii că îl, îl știi. Pare fals părul. Intră bă pe Instagram-ul meu atunci că mai și vede. O saba român Aoleu cu aia cu ăștia bă fac arab. Am deja că rockerii sunt bețivi. Acest mic. Bă, bă. Stai că nu știe ce urmează să zic Nu știu ce să zic frate Hai că vezi acum Hai Ai de pula mea Stai că, stai că, ia Nu am bombă în ghiozdan Ce turnuri frumoase Voi vă dați seama că singurul rocker care nu-i bățiv pe care îl cunosc Îi Mișu în pula mea deci, Nu știu cine e Mișu Mișu e singurul rocker care nu-i bățiv care Ok Mă, cam sunt destul de nebuni ai să ne -mi ce zici majoritate. acum. Hai bă, dai play. De play. este adevărat. Majoritatea pletoșilor pe care îi cunosc merg cu cortus, merg la concerte, consumă foarte multă bere. Doamne, când povestea... Îmi povestea... Te vorul Ce dracu, bă? Acum se -și cu Smenta. O prietenă experiența ei la Rockstad, frate. N-am fost la Rockstad, îmi pare rău. N-am fost la after party de banele. Bețule și Rockstad-ul videoclipul ăla. Acum sper că se uită până la final, dacă nu, vă supi. O o și ciorbi. A fost o singură dată și o zis că noaptea tu ca să ajungi la cort, tu trebuia zici că să faci o cursă cu obstacole. Exact. În stânga aveai rocker care se bat, în față mai răruți care se bat. Sau dacă se îmbat, se împacă imediat. Avei rocker care vomită? Da, 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 da. <laughs> și dreapta era vomă pe jos. <laughs> Oare de ce era vomă pe jos? Deci tu trebuia să treci prin tăte. Și pe lângă ea că erau leșinați deja de băutură și încă câțiva care se buleau în corturi sau după boscheți. Hai bă că știu și eu cum e. Bă, ce ce Sirenele astea în apa mări. Nu știai, nu știa dacă balta în care ai călcat era o, o băltoacă făcută de ploaie sau era o baltă de vomă. Exact, exact. Da. Alții sunt cu vodka, cu sprițuri, cu whisky, dar în principal berea este preferată tuturor. Da. Motocicliștii când nu sunt pe motociclete, beau bere și ei. Mm. Când am fost la concertul băieților ăstora, cu 2 ani era un covor pe jos acolo la Romex expo numai de pahare de bere. Deci da, mitul că majoritatea roachilor sunt bețivi sau că le place berea mai mult decât apa este adevărat. Într-adevăr, un rusnac gopnic original e mult mai bețiv, are mult mai mult alcool în sânge sau are mai puțin sânge în alcool decât un pletos. Dar oricum n da, vă dau un rusnac din ăla gopnic original, lui ăla deja îi trebuie alcool ca să poată să funcționeze zilnic, lui nu-i mai trebuie alcool ca să se îmbete, lui, cum ai zis și tu, care sânge în alcoolul ăla, lui îi <coughs> trebuie alcool să se să, 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 să cum te simți tu și cu mine, acum <coughs> suntem treji, funcționăm, gândim, facem ceva, ăștia așa, așa e. Ai, suntem și un pic rasiști acum xenofob cu rusnacii, dar lasă-mă aia, dau cu petarde în copii. Cum, da, majoritatea rockerilor iubesc berea. Al patrulea stereotip este că rocker este totuna cu emo low. <laughs> deci este absolut fals. Am, am pus, uh, ăla e un mim cu my emo father. E vechi. Acilor pe care îi vedeți emo, o fac doar pentru atenție. Mai ales, cu una pe tiktok -a cu câteva săptămâni care rupea cu live-urile, care se machia precum o emoloică, dar aia în realitate nu avea nicio treabă, era o fată ca oricare alta. Majoritatea pe care le vedeți emoloice pe internet nu sunt emoloicele originale, probabil că nici nu erau născute cu 15 ani când era la modă. Emoloicele originale au 40 de ani acum. Alea care au mai apucat 40 de ani. They be gone. Tipele care se dau emo acum, bă, îs mai maneliste, da. tipele care zic ascultă manele. Exact. Pe exact. vede că ZAPI are experiență de viață. E de seama cum e, că e cu un an mai mare. Absolut nicio treabă. Da, mi-e un coș. Dar ce serios stă. Ne minte, uitați-vă ce vă spun și Zapi. Zice bine, Topicul Zice o un val mare de emo după 2008 perioada aia pe acolo și când era și cu Dan Diaconescu și cu Elodia, alte vremuri poate. Sunt mai mult Eagles decât Emo, dar vezi, da. deja nu se mai face distinția. Tu știi? Sunt unii oameni care știu distinția dintre chestiile astea. Dar normal că e o diferență în principal, Emo e mai gut și igărul e cu păr roz cu astea, de acum vezi o fată cu păr colorat, nu negru, colorat, albastru, roz. Verde, dar cineva care vine de afară și vede fetișcanele astea că primesc o oarecare atenție pe internet și vor să fie ca ele, nu interesează că e poate am trebuie murit în 2012, și mai, de mai chestii, nu numai să arăți așa. Așa că vin cu gusturile de manele, de divertisment și alte chestii care n-au nicio treabă, să îmbracă în and that's that. Da. E, nu știu, mie personal... No, nu știu. Tu faci tu faci ce vrei, tu joci, tu joci jocul. Personajul. Dacă joci jocul, jocul, original, frate. Nu trebuie să fii ca cineva sau ca nu știu ce, numai așa pentru atenție. Mi se pare destul de... Hmm. Atunci, atunci era... Oh, mulțumesc că domnul Cornel... Domnul Cornel, sunteți în cursă? Emo este un stil de muzică rock caracterizat prin versuri expresive, adesea confesive, apărut în mijlocul anilor 1980, evoluând din mișcarea hardcore punk din Washington DC, unde, uh, unde, era cunoscut hardcore. Da. Foarte tare. Oricum, atâtea, acum, acum nici măcar punk-ul, uh, ce am văzut că e foarte popular printre... Dar nici nu mai poți să-i zici că s emolai acum. Acum sunt oameni din curentul post-punk. Cam așa. Nu mai... Hai mă, dai odată play la partea care a făcut o glumă despre cei care sunt emo. Da, s o dus în cală. Atât. Atat Atât cu teoria muzicală. Eu vreau să reacționez la reacția la clip, nu ce citești de la alții. Emolai ce, tipe got. Tipe got cu țâțe mari. Ai ales. un val mare de emolei nu prea am cunoscut, majoritatea s-au tăiat ca maioneza de atunci. Bine, hai să nu mai fac mișto de oamenii cu probleme. Dar, bine, nu spun că dacă ești emo, ai o, ești o problemă să fie emo, zic că ai probleme de teta Trebuie tratate la psihiatru. Deci, <laughs> 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 am evitat să, fac, să deraize, să se subînțeleagă greșit, să fie interpretabil aici. Rocker nu este tot una cu emolău, este total fals. Cine e emolău, e emolău doar ca să atragă atenție. Pentru că, într-adevăr, dacă luăm o fată simplă și o emuloaică și le facem amândurora la Tinder, emuloaica va strânge mult mai multe like-uri pe Tinder decât o fată simplă. Ăsta e adevărul, sunt mulți care salivează la fete care arată diferit. Dar, da, știu, Tokyo unul, Hotel era Am menționat și Tokyo Hotel. Sau n-am menționat, nici nu mai știu. Nu, n-am menționat Tokyo Hotel, nu. Parcă n-am menționat. Emuloaicilor sunt prefăcute și majoritatea emuloilor încearcă să agăți emuloaice, dar nu le iese. Bă, nu le merge, bă, nu le merge. Emoloicele nu se uită la emolări. Da. Se uită maxim la pletoși. Dar la pletoși originali. Nu cabine care am perucă cu mais careva în comentarii acolo. Se uită la cocalari. În cele mai multe cazuri, da. Eu am tendința să mă uit în partea asta că... Da. A, aici îmi văd de obiesul suchit cam camera aici. Când filmezi ceva tot întorc capul să mă uit la comentarii la trapări, la trapări. ăștia se uită, nu se uită, nu se uită la emulări. Da, nu faci pe game. Game. Uh, de Hai, de hai. De hai. De un fade și gata. Al cincilea mit este că Rockery poartă doar negru. În cazul meu este plauzibil, dar o să trec acest mit ca fiind fals. Nu trebuie să... Bă, sânge, singurul lucru alb pe care îl porți tu, îi unul la mână pielea de pe tine Dacă la mine pielea este albă Eu zic să ți schimbi ochelarii domnule Doi îi prosopul ăsta Pe care l-ai aici a Care încă n-a ajuns grișobolan Am crezut prima oară că e ceva tricou cu imprimeu alb Dar de fapt e un prosop Fi rocker ca să porți haine negre În principal hainele negre stau bine pe majoritatea oamenilor mm -hmm. În plus eu unul vara port tricouri negre Deși nu este recomandat să porți haine negre vara pentru da, că. da, destule de contraproductiv ultraviolete, radiații policlitorisiene. Seru nu... A, ah, a vorbit cât am zis de radiațiile policlitorisiene, ești nesimțit. Nu este recomandat să porți negru, dar eu o fac pentru că nu se vede transpirația. Asta e unul din motivele pentru care eu prefer să port tricouri de genul ăsta. Negre, că nu se vede la sub braț când transpir. Dacă porți ceva deschis la culoare sau cămașă, se vede unde transpiri că și arată ca dracu. Are dreptate aici. Mea. că e riscul să... Normal -am. că am dreptate, dar n-a fost atât când am zis de radiațiile policlitorisiene. Vezi, neștipțit. Transpir și mai mult, măcar nu se vede. Acu de mirosit, aia, ne dăm și noi cu spray, cu chestii la sub braț și ne spălăm eventual. Opțional. Deci da. <laughs> mă gândeam că își bate, primul, își bate primul argument cu argumentul ăsta, că și ia haine negre transpiră și pute, deci asta cumva era contraproductiv pentru primul argument că rockerii nu sunt puturoși. În fine, dar are dreptate, bă. Da, am zis, unii se spală. Deci eu am niște tricouri, mie îmi place foarte mult să port tricouri deschise la culoare, mă. Dar am niște țâțe atâta de mari. <laughs> da, și dacă transpir, se văd țâțele și la mine e la fel și vara transpira așa pe mijlocul pectoralilor, bă, și arată da? rău Mai ales unde ai păr pe piept și la mine părul pe piept zici că e cruce așa pe purtă ca la măgar. Tot. Să nu mai zic că dacă n-am un tricou negru... Ar mere un colab cu el. Păi dar el prestanța, glumesc cu puii vei. Dar ce să colaborăm? Reacționăm la trending, ce să colaborăm? Jucăm un CS împreună? Facem o casă pe Minecraft. Și mă duc? Ca Metin nu mă joc. Ies cu mașina îmi transpir. Ai bani de benzină. dungă de transpirație de la centura da? de siguranță, Când mă, omule. Da, cum e. Cât că ai aerul condiționat, așa se întâmplă. Mă, nu. Că Eu sunt mai rușinos, așa nu-ți tu. Este fals. Al șaselea mit este că ascultă doar rock. Ceea ce este complet fals. Nu există om care să asculte doar un gen de muzică. Cu toții am pățit, indiferent, că ne place mai mult rock, rap, manele dubstep, orice, trecem prin niște faze cu niște gusturi anume, cu toții am pățit să zicem să trecem pe lângă, nu știu, o mașină care avea radioul dat la maxim sau să ascult să trecem pe undeva și să fie pus pe radio sau pe MTV, UTV, ce posturi de muzică mai sunt, KIS TV, KIS FM ăla de radio mă rog, am pățit cu toții să trecem pe lângă o sursă de sunet și să fie o melodie din aia prinzătoare catchy, cum îi zic francezii, îți rămâne în cap așa. Nu există om care să asculte un singur gen de... E transpirat! Am aflat raceri sunt pletoși ca să fie fete. Ce tra Asta ăla, Ăsta e, același care zice că eu l-am banat că m-a întrebat dacă sunt cântăreți. Acum înțeleg de ce l-am banat. Muzică. Pot spune că este complet fals. Există roachere elitici, vom vorbi despre ei mai încolo, dar nu. Acest mit, cel puțin în cazul meu și al Celor alți roaceri pe care îi cunosc, este de-a dreptul fals. În principal, dacă unul e pletos ci ascultă și Metallica și Slim Notch și așa mai departe și s ar putea să asculte și un B.U.G. Paraziții și așa hip hop de ăsta mai după 2000 nane și cine mai e popular. Următorul mit este tot... Sincer, e foarte plauzibil să asculte și Adrian Copilul Minune, adică eu v mai povestit. Urmează să zic asta spre pe roacerii Am prins Mă ador. Am prins petreceri legendare cu rockeri care ascultau manele. Da. Chiar au fost, chiar au fost, chiar au fost amuzant, chiar au fost distractiv. să zic asta. Chiar am putut să mă the play, the play. Am opusul celui de-a și anume... Că despre asta e vorba la muzică, nu? Să te distrezi, nu să Băi. îți să-ți o etalezi ca o parte a, de fapt, fapt, tu nu ai nicio personalitate și zici că genul ăla de muzică e personalitatea ta. Ăla e o video 666, nu mă ți se pare. Da, și cam atât e despre tine, salut. Să zici că ăsta e lucru special la tine. Atenție că mere, da, înțeleg de ce am dat balul ăsta atunci. Că asculti un gen de muzică și numai atât restul de căcat, ceea ce nu e adevărat, ceea ce nu-i cazul. Tată, muzica, e muzică. Uh, și bipăitul de la un sonar, de la un submarin, poate să fie considerat Muzica de muzică. foarte ok. Chiar nice. The știu foarte bine versurile. Uite, ți-a și care careva. La manele. Poate chiar știu cel mai bine versurile când sunt la o petrecere sau pun. True! Ei bine, acest mit este din păcate, sau din fericire pentru unii, adevărat. Mulți rockeri, după ce le dai două, trei beri, și sunt la o petrecere, majorat, tăiere de moți sau o circuncizie dacă muzică. se practică Ai ah, bă, n auzi când am zis circuncizie, serios, când zic că o glumă mai proastă, nu... Nu o lasă să... Nu ascultă că vorbește el. Pe la noi, după două, trei guri de bere, cântă manele mai bine decât maneliștii de exact acolo. Exact și am zis să Asta amintește de festivalul Rockstad de la Rășnov. În caz că nu știți, este probabil cel mai mare festival. Mersi Tic de un biștar. Ce părere ai despre progressive metal? Habar n-am. E un gen, dau rock, ce să metal. <laughs> Habar n-am, <laughs> nu în cred în că am ascultat. Rock metal din România și poate chiar din Europa de Est, Sud-Est. Poate, nu sunt sigur. Dar, ideea este în felul următor. Acolo se duc în mare parte rockerii elitici despre care vom vorbi mai încolo. Și țin minte că în anul ăla, înainte să înceapă festivalul, erau zvonuri că vine formația că vine aia, că nu știu care. Și tot vedeam comentarii de la unii, nu că aia nu sunt, nu știu cum, nu că aia nu se încadrează, aia nu urlă suficient de tare, adică foarte așa pretențioși. Și după s-a făcut after party de manele în parcare și a rupt after party-ul ăla, au fost la oameni acolo, s-au aproape la fel de mulți câți au fost la Rockstad, s-au dus și la after party-ul de manele. Deci da. Roacheri știu foarte bine versurile la manele. Deși da, ei bine, se prefac bă, nu distance, că nu știu, că n-au nicio treabă. YouTuber. Distins, da, bă, n-am vechimea ta, dar nici mulți ani diferență între carierele noastre nu sunt. Și că, na, unii sunt hateri pentru manele, pentru că, îi înțeleg, au fost și ei hate de maneliști, dar majoritatea le-au cu manelele. Eu sunt o raritate, știu și eu de existența majoritatea maneliștilor, n-ai cum să nu cunoști 10-50 maneliști în țara asta pentru maneliștii tă timpul dădeau buli la rockeri ca să-i testeze. Să-i testeze? Ia mă ascuns, n-a ascuns manele? Ia bagă aici pe boxa asta să cânte salamul. Rrr! Dacă așa e, nu cântă salamul. Și eu cunosc maneliști. Căruia, cărora le plăceau anumite piese rock, așa cum anumit, cum sunt rockeri cărora le plac anumite manele. Da. Trebuie să știi, trebuie să știi cum să gestionezi un bulimă. Asta da. e, tătă, da. aia e tătă șmecheria. Dacă bagi autoironie, scap din aproape orice buli. Aproape buliu de regulă îți dă tease numai să vadă care e răspunsul tău. Dacă arăți că nu te interesează și glubești și tu cu el, poate ți iei o bastârcă, două, au după aia o să vadă că ești ok. Da, autoironie și scap. Ba ales dacă e idiot și îl cu autoironie, rămâne prost. le-o ăsta face glume despre el? Sau să zici tu o glumă despre tine mai bună decât buliul său? I-ai dat teroare. L-ai băgat în ecran albastru. O să fi poate inclus în grupul lor de Maneliști tu ca fiind Docker da. și tot ok. Da. Bănuiesc că asta e tot. Pentru că oricum, vezi mimuri, ai prieteni care ascultă. Eu unul când mergeam uh, la liceu și făceam naveta, când apărea o manea asta, fenomen, hit, sau cum se mai spune, <coughs> hit scris gros așa, cu titlul <laughs> pe YouTube, eu aflam imediat pentru că erau cei în spate cu boxa și oricum, majoritatea roacherilor știu de existența maneliștilor, poți să întrebi orice pletos, sigur îți poate numi lejer 7-8 maneliști. Acum de ascultat, eu sunt o raritate, nu sunt fan, nu am playlisturi, nu ascult în casă, dar da, pe ascultă ce vrea, mi se fâlfâie. Și că tot i-am pomenit de câteva ori să vorbim și de despre... Și bine mă potrivesc eu cu video 666. Am un doi țigani, <laughs> am un doi bronzați, am zis cuvântul cuță, hai lasă bă, mai, da dați i chestia lui că mi-a zis că am piele albă, dați i lui că mi-a greșit culoarea la piele. Aceștia sunt oile negre, uscăciunea din pădure sau cum vreți voi să le spuneți, ale comunității de roaceri. Sunt acei roaceri care, cum am spus adineauri, comentează că aia nu sunt, nu știu Bă, cum. Bă, cam bești tipul ăsta, da, sunt bazat. Cum, aia nu mai sunt ce au fost, aia nu se încadrează în sub genul, sub categoria cu și ei se rup pe manele după două, trei beri sunt aceiași oameni care, de exemplu, era la moda acum un an, sau poate încă sunt la modă că nu stau așa mult pe TikTok, interviuri așa pe stradă și era un băiat Eduard, fostul Bianca Adam, McKay Tequila, care lua interviuri la oameni. ne a întrebat pe un puș pe stradă, ce muzică asculți? Tipul a zis, rock. Ok, recomandă-mi o piesă, sau de fapt a zis la cameră, recomandă-mi o piesă pentru cineva care a ascultat viața lui rock și vrea să înceapă să asculte rock. Ce omul ce a zis? Exact ce v-a trecut și vouă primite probabil. Metallica, Nothing Else Matters, o piesă foarte populară. Și bineînțeles că au fost în comentarii elitiști și elitiste, ca să nu facem discriminare de gen, până am ambele gen. care ghiciți ce? Aoleu, cum să spui așa, că ea comercial, că nu știu ce. Deși întrebarea a fost, Bro, dar toate trupele comerciale dacă e să o luăm așa. Păi că nu trebuie, trebuie să a... faci, să faci ascultător noi, să vinzi albume, să ai ascultări pe YouTube Music, pe Spotify, Apple Music și ce -o mai există, Cum să susții producția de muzică dacă nu scoți un band din chestia Normal, trebuie să facem bani! Deja, e un capitalism! Strict numai un hobby trupa aia înseamnă că oricum deja ai o oarecare sumă de bani la dispoziție pe care o să investești acolo. Marea majoritate se apucă de muzică în speranța că o să ajungă popular la și o să facă bani. Uh, tu? Pe comercial. Uh, nu mai spune, serios! Hai să să moriți voi! O melodie pentru cei care n-au ascultat rock și vor să înceapă să asculte. Da, mi se pare extrem Bine de, de corect. Chiar e o melodie ok. să înceapă să le recomande Slipknot sau Cannibal Corp sau Slayer sau ceva mai dur. Ca automat dacă auzi numai grohăială pentru prima dată, tu o să te gândești cu aia ce dracu cu asta. Doamne, ce pula mea am auzit la un moment dat, era ceva trupă. Ceva cu fetus. Dying fetus sau ce pula mea, mă, și ce... Erau aia, făceau pulă. Nu, nu, așa. Nu, nu înțelegeai nimic, am omul era numai... Știi? <gântu -s> Uite, nici, nici alea nu le înțeleg Și ce pula mea auzi? Am da, bă fetusul din Half-Life, da Dar sunt acești elitiști care știu ei mai bine Nu fetusul din Half-Life, mă bă, ești poser Sunt <gântu -s> aia care, vă, care Tu să arate cu degetul, ești pozator Tu ești poser, cum adică? Ai tricou cu o formație populară? Stai, ești și opo... Wow! Care e în top 10 cele mai populare pe YouTube cu ascultări și abonați pe canalul lor. Ești un poser, vrei doar să atragi atenția. Adevărații metaliști ascultă doar formații de care nici dracu n-a auzit de <laughs> ei. Nici nici dracu, mă rog. Ăștia sunt elitiștii care, într-adevăr, Rocker merge la doctor și spune Da Doctor, eu am o problemă Oriunde mă duc, aud doar muzică rock în capul meu și asta non-stop Doctorul, și care e problema? Mult și-ar dori asta S-a cercat manii o clubă S-a cercat ce? o clubă. Bă, eu am crezut că chiar zici un banc bun, mă. duc. Sunt echivalentul, să zicem, ăia care, să zicem, cântă trap, doar că ei nu doar cântă despre iarbă, aia chiar consumă exagerat și fac accidente în trafic, sau ăia care sunt maneliști, cântă ce cântă, ascultă să moară dușmanii mei, dar... Zopi, vreau song recommendations. Ia, ce recomandă Zopi? Ia cu The Play la clip și nu mai recomandă nimic. Îmi place mult Elan de la Nightwish. Sper nu pui acum piesa să-mi iau copyright. Parcă nu pot să Ei în realitate chiar sunt agresivi și se iau la bătaie. -ascult deși Nightwish. Deși majoritatea care ascultă manele sunt oameni ca mine, ca tine. Adică am la neamuri manele și n-am niciunul care să-i fost la pușcărie sau... Să zică să moară banii mei sau mai știu eu ce Majoritatea sunt oameni liniștiți Fiecare categorie doar de La capitolul muzică să ne Bă ce, dar nu faceți fix ce zice omul Să nu faceți, mă Nu e nicio o trupă mai bună ca alta Exact, exact. Comunitate, că vorbim de fotbal Că sunt aia care se iau la bătaie pe stadioane și strică tot Care să zicem joacă uh, Steaua cu rapid Bine Ba da, dacă e să comparăm Linkin Park cu 5 Gang, vă dați seama că Five Gang cred că e mai bun. Da, asta clar, Park. Da, da, okay. asta, de de clar. clar se pișe 5 Gang pe Linkin Park, ce dracu. să strige în, să strige în timpul meciului să moară Dinamo, deși nu joacă Dinamo atunci. Adică se întâmplă din astea. Genul ăsta de oameni strică sau la fel. Mhm. Mm Oameni religioși și fanatici religioși care arată, arată cu degetul că ai părul lung și ești băiat Sau oameni din comunitatea LGBTQ+, plus câte litere mai sunt acolo din alfabet Care la fel, majoritatea își văd de treaba lor, mie nu -mi pasă ce face omul acasă Mie nu mi-arată ce face că știe că nu mă interesează și foarte bine Și mai sunt 2-3 care sunt exagerați și se victimizează și vor să atragă atenție și de-aia au foarte mult hate Oii negre în turme, uscături în păduri, uh, fire albe în păr colorat vor fi mere. Bă, sincer, astea cred că sunt toate în orice chestie. Cam coaie. da. Cam da. În orice chestie. Am dat exemple să înțeleagă toată lumea și ca să nu mai fie atâta hate în toate comunității. Să înțeleagă majoritatea, ori este oameni, că mai sunt și niște animale printre noi și trebuie utarasiate în partea a doua. Nu din violența, ok? Elitiștii de metin Hai să nu vorbim despre metin, Ce ce la care nu mă pricep În afară de bimburile cu șamance și a plus nou, nu știu mai multe Eliti Și ce ai mai pus în clipul ăla, chid că nu vezi asta Elitiștii, uai, wow, trapperii elitiși, pulă Eu n-ascult Eu n-ascult, uh, n-ascult cartii, ascult astea, că ho, oh, uite, e ăsta eu sunt pe lângă, hai să sări peste asta că vorbește despre traperi. Nu știu cum. Ați mai mai un coș pe față, te vor fi mereu. Oi negre și uscături în pădure vor fi mereu. Trebuie să ignorăm aceste cazuri nefericite și să nu le asociem cu restul, să nu le generalizăm. Ok? Ok. Următorul stereotip ar fi că roacherii niște oameni răi, reci, duri nervoși, urlă și așa mai departe și vorbesc numai așa. Ceea ce este un mit complet fals. Știți, echivalentul a ce se întâmplă pe scene la concerte sau videoclipuri muzicale și să asociezi cu viața de zi cu zi, ca și cum ai spune că actorul lui Freddy Krueger în realitate chiar are fața arsă și taie oameni sau actorul <laughs> Michael Myers chiar umblă cu cuțit la el și taie oameni sau cine se joacă Assassin's Creed se suie pe pereți și asasinează oameni sau cine se joacă GTA bagă Hesoiamu și explodează cu mașini pe stradă. Astea sunt chestii care, cum să spun, lumea nu înțelege ce se întâmplă ca personaj și, cum să spun, sunt oameni care nu reușesc să facă diferența dintre personaj și omul din viața de zi cu zi. Dro, călă, dro, care are master. Bă, voi știți să faceți diferența dintre mine cum se eu pe internet și eu în viața reală? Păi n-ave... m-a retardat în viața reală, să fer convins. Azi cum, că nu mă știu. Așa și în cazul meu. Bine, păi, eu sunt cam aproape la fel și pe YouTube. Mă mai abțin cu unele chestii personale, să le zic. Și mă vait mai puțin, dar în rest... Da. Majoritatea youtuberilor ascundem, bă. Unele imperfecțiuni Știți cum sunt în viața reală poate chiar la fel a, a a poate, ai, poate ai trei puțe bai, știi? Asta e asta un mister Poate rozi colțul De la orgaia, Când nu filmezi Sau eu știu ce faci în viața reală Poate nici nu arăți așa Poate tu pe stradă Nu știu, porți părucă Sau sandale cu șosete Cu sandala și trai șoseta Peste picior pentru o altă dată, gang un, un, o, Asta e o problemă pentru mâine Da, mă, da, chiar e... Dar asta mi se pare că e mai mult uh, o problemă pe care o au bătrânii Vis-a-vis -vis de ne na, vis -vis N-ai să, fii... să vezi asta, du-te la țară Și la mine și eu rând și, și o să vezi Oameni, cu oameni tineri cu mentalitate de... poșorăci care au rămas blocați pe la revoluția... Ziceți voi o revoluție mai veche Hai ăștia care le aveți cu istoria la Revoluția franceză la mentalitate Minge generația care o trăit pe vremea luceașcă și-au făcut preconcepții de-astea, nu o să mai fie, probabil. Că s epictat pe față Ce nu faci Bogdan S de la Lasă-l mă pe Bogdan S Uită-te la clipul meu Că iese prea lung după aia Stau mult o Eu nu tai nimic Las așa reacția mea onestă Poate cine știe Zicea cu ceva ce nu-mi place Și mă enervez Și o să vadă cum mă enervez O informație care cântă Și în viața de zi cu zi Un om ca oricare altul Adică <laughs> Eu schirele ești băutor de noroc Slimnot, Cum arată ei cu măști înfricoșători Bla 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 cum arată în viața de zi cu zi, adică... Ba, dar și în viața de zi cu zi arată înfricoșător, adică ăsta arată ca un controlor de autobuz, mi-ar fi... Ba, adevărul că de controlorul de autobuz chiar trebuie să-ți fie frică, că ăla nu știu cum face, se cuiește cartul sau telefonul și tot îți dă da amendă, nu te joci controlul de autobuz. Frică. Cum arată în viața de zi cu zi, adică majoritatea sunt oameni normali, ei au un rol pe scenă și în videoclipuri și... Sau în apariții televizi... Am întâlnit niște oameni din Târgu Mureș și au zis că ești o bomboană de băiat irele. Bomboană? Da, se folosește expresia asta, o bomboană de băiat. Dar ce, mă supt? Bă, ești tot tnt Și-au <laughs> dat și un TNT după. Nu știu cum ar trebui să mă simt. vizate emisiuni, viața de zi cu zi sunt oameni ca oricare alții, adică cine cântă că are nervi și ar tăia gâtul cuiva și apoi ar buli la propriu rana, e, cum să spun, e doar de scenă, eu, sunt metafore, trebuie să înțelegeți versurile, nu sunt chestii propriu zise pe care le-ar face pe bune, să fim serioși. Și ultimul stereotip. Știi și e foarte faimă la rocker, că chiar e foarte de treabă, mă. Te bagi în moșpituri, de regulă, dacă ai niște partiduri. Nu mă bag la roși, moșpituri că sunt operat și nu vreau să rămân ciung. Și panți, oameni care sunt ok la moșpit, uh, pe jos. Imediat Cata te ridică. Să te ridice. Te ridică, se pun în jurul tău să nu fi călcat. Bineînțeles, sunt și că Mă ascundeam după alții, mai vasim să nu fiu și eu băgat în zidul plângerii. Cazuri nefericite de aici, iar facem analogie la comparația domnului Ovidiu 666 și. 666. Și informațiile pe care le-am primit cu privire la rocker elitiști. No, ei ați dat dracu. Aia... a ați pris? Rocker satanici, dați dracu. Chiar. Nu știu ce a fost, vor să facă scandal numai în cauza că le place să facă scandal, că nu știu cum să atragă altfel atenția și-s violenți și așa mai departe. Băi, anu rockeri, doar proști. Nu înseamnă că stăți așa. Altul n-am mai primit. Dacă mi-ați mai scris ulterior pe Instagram, asta e. Poate o facem o parte a doua. Și ultimul stereotip. Hai, ultimul. rockerii, eu să se distreze. Și acest mit, acest stereotip este adevărat. În principal... În cazul meu, nu am nevoie de o căruță de bani ca să mă distrez, pentru că pot o căruță de bani, poate o căruță de droguri care se încadrează ca fiind roaceri, pletoși, sataniști și cu le mai, ne mai zice nouă lumea. Ă, știm să ne distrăm prin mai multe feluri. În cazul meu o distracție nu înseamnă doar un concert să dau din cap, să-mi rup gâtul sau să mă bag în moșpi să fiu călcat în picioare de zidul plângerii. Nu, pentru mine distracție înseamnă și o plimbare niștită prin parc, când eram mic și cu bicicleta, acum nici nu mai am bicicleta la mine e la țară, mers la pescuit, <laughs> chestia așa liniștită. Eu furat -o. Sau chiar și să dorm. Și majoritatea noastră a roacerilor mai sunt cei care merg Bă, trebuie uh, să la pescuit cortul cu la Gata! Berem! Berem! Am aici la setele. Saptul după rume, da? Păi că mai sunt festival. Îmi pui tu robanac. De exemplu, cum am fost și eu odată cu cortul la Stomber, a fost frumos cu cortul, dar... N-aș mai repeta sincer decât să Hmm, să merg cu mașina personală să dau bani pe benzină și apoi să stau cu cortul, mai bine merg cu trenul, plătesc taxiul ceva până la concert, dar stau la hotel sau la cazare. Da, sunt oameni care preferă să stea cu cortul în natură, majoritatea știm să ne distrăm, fără chestii cu adevărat. Bă, ce rasist ăsta, ai la persoane cu ță, cicleta. No, am zis că e la țară. Scumpe bamburi și, nu știu, Uh, prăjel din alea cu cristal și ce mai consumă lumea sau gagici multe și tone de alcool. Putem să ne distrăm și în alte feluri și în principiu. oh, da, putem, de exemplu, cu băieți mulți și o tonă de alcool și băieții dacă sunt și musculoși și la... Și fără gagici, fără gagici, doar băieți, da? Fără gagici, că am zis, fără gagici. Doar băieți. Uita la show-uri de wrestling, cu bărbați în kiloși le distrăm așa. Fol Păi atunci petrecerea e și mai distractivă. Dar bineînțeles că suntem toți transpirați și mirosim. Cât altceva. Cui trebuie femei? Ci palci. Și? Ca să te distreze, îți trebuie femei. de distrăm între noi și apoi ne mirăm de ce băieții trăiesc mai puțin decât femeile. Cine are un rocker în cercul său de prieteni va veni mereu cu idei trăsnite. Idei de tipul... are hmm, oare de ce băieții trăiesc mai puțin decât fetele și vă va demonstra el de ce. Deci Sau? în principal... A, ce de ai avut vreodată păduchi, frate, stai că ți dau Hai, da, 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 e coace, da, te fost <laughs> De când nu avea gândit, o avea gândită să mi-o zică? Că... Cele mai cunoscute Au careva pe aici de păduchi s-a gândit, hai să o zic și eu, dar nu acu că a scris-o unul De stereotipuri despre rocker, metaliști, pletoși, rockerari sau cum se mai zice nouă Bă, chiar a fost un video bun A fost un video bun! Nu mi-a dat cu buli, nu mi-a dat cu buleală Dar partea a doua o fac că O să-mi scrieți aceleași stereotipuri și o altele nu bai știu Mai trebuie să trăiesc încă 25 de ani aproape ca să bai acumulezi alte stereotipuri Nici ce mai apare între timp Am murit pe unii care aveați semne de întrebare legate de roace V-ați îmbunătățit a roacheri, cultura generală oameni buni un comentariu pe care mi-l amintesc de acum vreo 3-4 ani este că... Aoleu, vine povestea aia, panaravă. Un puști mi-a spus că le-a zis părinților că vrea să-și lase părul lung. Eu păi i-am zis că eram în direct pe live, țin minte și acum. Deci nu le a arătat o poză de pe Instagram cu mine sau cu Nicu Mihai? Și după îmi răspunde, le-am arătat o poză cu tine... Nicu Mihai mentioned in the... l-a menționat pe Nicușor! chat. Că, bă, de ce vrei să arăți ca un drogat? Îmi pare rău dacă aveți părinți de genul, dacă vreți să vă faceți pletoși. Și aveți părinți cam nasoi mai pe păi principiu bărbatul trebuie să aibă părul scurt și să fie doar puțin mai frumos decât dracu, cum pare rău, n-aveți ce <laughs> casă. Expresia asta o știu de la dirigul meu, căruia i-am spus în a 12-a că aniversarea de 10 ani de la finalul clasei a 12-a probabil o face la el în sala cimitir. Așa de mult îmi iubeam eu dirigul. Da sunteți la mâna lor cu tot, v-au luat ei și calculator și telefon, bă, nu prea aveți ce să faci, este la mâna lui. Mi-a dat like într-un final! Gata, desfacă cu. Nu mai am bere. Apropo, ci că rockerii sunt bețivi. Nu, nu e adevărat că rockerii sunt bețivi. Nu, rockerii chiar nu sunt bețivi. Rockerii chiar nu sunt bețivi, adică nu, nu consumă deloc. Deloc al... Ce de mă? O să fiu bețiv? Nu o să vedeți, mă că sunt bețiv. Nici de cum n-am măsuța asta unde mereu mai beau ceva când mai edite editez un clip și uit să le arunc. Sau să le duc la reciclat Dar dacă aveți deja peste 18 ani și puteți să vă luați viața În mâinile voastre, să fiți pe barba voastră Lăsați-vă pe vă... a, a, primul care a observat O urmă că sunteți adulți și puteți lua decizii pentru voi Și dacă sunteți elevi și dați de profesori de genul, faceți circ Vreau să dacă se uită până la final, ca am menționat și eu faptul cu wallpaper-ul meu, dacă nu se uită până la final, mă supăr! ca părinții să fie de partea voastră. Ia uitați, vă bă, băieți, câte, câte, tipuri de donații pot să accepte o video 666. 6... Da, să fiu sigur că poate să doreze careva. Dar bineînțeles că nu primez niciuna. Uite, pe Revolut e pletosul 99. Era luat numele meu, da, aia. Ca să zic ceva. Hai, trimite Araful pe mine. referi. <laughs> am unii trimis lei pe Revolut. Dacă nu mi-ar fi balanța pe minus. Pula mea, no. Eu îi spun la final. Da. O, bun video, mă. chiar, chiar. Eu îi la, la final, video. bulangiule. Lata, la final. safe. Nu s-a uitat. Bă, și am zis de faptul cu turnurile. Ai bă, gata. Nu s-a uitat până la final. Cred că mi-a plăcut lui și n-am mâncat căcat cu nimic. Uh, M-a supărat că nu s-a până la final Hai pa